Procurorul general al României este amenințat cu judecata. Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a anunțat că va apela la justiție pentru că Augustin Lazar l-a calomniat. Din documentele primite astăzi, înțeleg că Augustin Lazar a invocat de două ori în punctul său de vedere către CSM că sintagma inculpați de rang înalt s-a referit la mine. Având în vedere aceste documente și afirmațiile denigratoare făcute de procurorul general la adresa mea, am hotărât să-l acționez în instanță. Orice român, inculpat sau nu, de rang înalt sau nu, bogat sau sărac, are dreptul la respectarea prezumției de nevinovăție. Inovăție. Până nu vom reuși să oprim abuzurile, nu vom avea nicio țară liberă și nici nu vom avea viitor, a scris Daniel Dragomir pe Facebook. Reacția fostului ofițer SRI vine în contextul în care CSM a decis recent că procurorul general Augustin Lazar a încălcat codul deontologic al magistraților când a folosit formularea inculpați de rang înalt. Augustin Lazar a utilizat această expresie în decembrie 2017 în contextul discuțiilor legate de modificarea legilor justiției.